La 10 aprilie 1893, la Cuhnești, județul Bălț, guvernea Basarabia, s-a născut Constantin Leancă, om politic român, președintele zemstvei Bălț din 1917 în guvernia Basarabia, deputat în Parlamentul României între anii 1919 și 1939. La începutul lui martie 1918, Constantin Leancă a fost unul dintre autorii unei scrisori trimise sfatului țării de la Chișinău, în care era revendicată unirea Basarabiei cu România. În perioada interbelică a fost membru al Partidului Țărănesc din Basarabia, apoi al Partidului Național Țărănesc din România. În 1912, nava de pasageri Titanic a plecat în primul și singurul voiaj dintre Southampton, Anglia și New York, SUA. Titanic a fost cel mai mare pokebot din lume, în momentul când a plecat la 10 aprilie 1912 în călătoria sa inaugurală din Southampton, cu destinația New York. La 4 zile de la plecare, la orele 23 și 40 de minute, pokebotul s-a ciocnit de un iceberg și s-a scufundat la orele 2 și 20 în dimineața următoare. În urma naufragiului și-au pierdut viața 1514 persoane din 2228 aflate pe vas în unul din cele mai cumplite dezastre maritime pe timp de pace din istorie. În 1970, Paul McCartney anunță că părăsește trupa The Beatles din motive personale și profesionale. The Beatles a fost format la Liverpool, Anglia. A devenit una dintre trupele a cărei muzică a influențat cel mai puternic era rock-ului ce a urmat. Grupul a fost alcătuit din John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr. În anul 2010 a avut loc accidentul aviatic de la Smolensk. Președintele Poloniei Lech Kaczynski, soția acestuia, guvernatorul Băncii Naționale Poloneze, oficiali și oameni de marcă polonezi și-au pierdut viața în urma unui accident aviatic produs în apropiere de aeroportul din Smolensk, Rusia. Membrii delegației poloneze urmau să participe la comemorarea a 70 de ani de la masacrul de la Katyń.